Bun venit la Farfuria Veselă, eu sunt Ana și astăzi vreau să vă arăt acest desert delicios cu aluat îmbrăcat în caramel. În engleză se numește monkey bread, cum ar veni pâinea maimuței, pentru că este un desert ce poate fi mâncat cu mâna, rupând bucățile de aluat îmbrăcate în caramel. Voi începe cu aluatul și am nevoie pentru a-l pregăti de 500 de grame de făină, 2 linguri de unt la temperatura camerei. Al meu încă nu este la temperatura camerei, dar îl voi pune în microunde pentru o secundă, două, pentru a se înmuia puțin. 50 de grame de zahăr, 8 grame de drojdie uscată, 60 de ml de apă călduță, 250 de ml de lapte și sare, mai puțin de jumătate de linguriță de sare. Voi amesteca zahărul cu drojdia uscată, pentru că vreau să activez drojdia. Nu este absolut necesar să faceți acest pas, dar eu vreau ca aluatul să crească mai repede, așa că dizolv drojdia. Și o dizolv adăugând apa călduță peste amestecul de zahăr și drojdie. O voi lăsa pentru câteva minute, aproximativ 10 minute. Pun și o mână de făină, o lingură de făină peste și las castronul pentru 10 minute deoparte pentru ca acest amestec să devină ca o spumă. Peste făină pun sare, vă spuneam, mai puțin de linguriță de sare. Avem nevoie de sare în orice desert, dar totuși eu sunt destul de restrictivă cu adausul de sare, așa că nu adaug foarte mult, mai puțin de o linguriță de sare în 500 de grame de făină. Voi frământa aluatul cu mixerul, așa că pun ingredientele în vasul mixerului. Încep cu ingredientele uscate, deci cu făina. După care voi adăuga puțin lapte călduț. Cât și drojdia înflorită și încep să frământ cu mixerul meu. La viteză destul de mică, pentru aproximativ 10-15 minute, adaug și untul moale, ce va ține acest aluat fraged pentru mai multe zile. Continui să adaug laptele, să frământ și voi lăsa aluatul adospit pentru aproximativ o oră, timp în care își va dubla volumul. Într-un loc călduț, ferit de curenți de aer, vasul acoperit cu un prosop de bucătărie sau cu o folie de plastic. Voi tăvăli bucățile de aluat în zahăr brun și am aici 200 de grame de zahăr brun, 2 lingurițe de scorțișoară și 125 de grame de unt pe care l-am topit în cuptorul cu microunde și îl vedeți că este în formă lichidă acum. Amestecați zahărul și scorțișoara. După ce aluatul a crescut, îl voi așeza pe blatul de lucru și îl aplatizez puțin cu mâinile, dându-i o formă dreptunghiulară. Cu o spatulă de plastic sau cu un cuțit puteți tăia acum aluatul în bucăți cam de un centimetru și vedeți că fac tăieturile atât pe orizontală cât și pe verticală. Voi obține mai mult de 80 de bucăți de mici de aluat. Voi lua fiecare bucată de aluat, îi voi da o formă rotunjită,
o dau prin untul topit și prin zahărul amestecat cu zahăr și folosesc o tavă de guguluf pentru a coace această prăjitură. Procedez la fel cu toate celelalte bucăți. Le dau prin unt, prin zahăr și în tavă cu ele. Vă va lua ceva timp această operațiune, dar vă asigur că la final veți fi încântați de rezultat. Voi pune acum tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, voi coace prăjitura pentru aproximativ 30-40 de minute. Bineînțeles, testul cu scobitoarea vă va spune dacă prăjitura este coaptă sau nu. Și imediat după coacere, răsturnați prăjitura pe un platou și o lăsați să se răcorească. Vă asigur că este delicioasă, fragedă și aromată și, așa cum ați văzut, atât de simplu de pregătit și cu doar câteva ingrediente. Mulțumesc mult de tot pentru vizionare, vă aștept și data viitoare la următoare rețetă. Mi-aș dori să aud că ați pregătit și voi prăjitura și că a fost pe placul vostru. Aveți grijă de voi și de al voștri, găsiți motive să fiți veseli și pe data viitoare. La revedere!